Am continuat discuțiile în pauza asta, nu putem să le reproducem. Doamnelor și domnilor, celebrul Jim Caviezel, îl știți din Patimile lui Hristos, filmul celebrul lui Mel Gibson. Eu în filmul ăla m-am relaxat doar când a apărut secvența în care a fost răstignit pe cruce. Răstignit, că e până la urmă pe unul. Pentru că de atunci nu mai bătea nimeni, deci a fost un film complet. A fost un film complet. Caviezel face niște afirmații, este acuzat că e de extremă dreaptă, bineînțeles, în presa progresistă, pentru că își permite să spună că există un război între liberalismul satanist și lumea creștină în acest moment, în plină derulare. Sigur că i-a făcut pe ucraineni naziști, spune că ziua judecății se apropie și e într-un plin scandal internațional. Își permite niște afirmații destul de îndrăznețe. Cum îl știi? De ce nu dați imagini recente cu el? Astea sunt mai vechiuțe. Aici acum, seamănă. Astea sunt. Astea păi sunt, aici da. Nu aici, seamănă aici, cu Iisus. Asta, da. Alea seamănau cu Iisus. Da, da, da. Aici e Caviezel. Așa. Aici e cu fostul consilier al lui Trump. Da. Fostul consilier al lui Trump și aici a făcut o serie de afirmații care au șocat. Război religios între război între liberalismul satanist și lumea creștină. El chiar se pare că, mă rog, crede treaba asta. Da, asta e veche și asta. Adică nu e o chestie nouă care s-a imitat. Dar crezi în povestea asta că e un război acum nevăzut între... Bă, asta cu inteligența artificială, să nu spui că este o chestie creștină, că mă omor. Ce? Invenția, susținerea și promovarea inteligenței artificiale nu este o chestiune creștină. Da. Și atunci, uite, un exemplu că m-ai întrebat ce părere am. Mai sunt și altele. Dar eu sunt un om care cred foarte mult în potențialul oamenilor. Că oamenii creează aparate și inteligența artificială, asta e altceva. Dar după aia ce fac? Muguri Sărescu vine cumva să întărească ceea ce spui mai devreme, ceea ce ai spus mai devreme. Este vorba de mixarea speciei noastre cu nanotehnologiile, cu inteligența artificială. Pare că suntem în paginile unui cărți de science fiction. Deși suntem într-o realitate la scara 1 la 1. Ce va fi lumea în 2040? Vă spun ce va fi lumea în 2040. Dacă vreți, vă dau 10 predicții care se vor întâmpla. Pe zi, haide. E, are dreptate, Bugur. Deci asta este... Bun, depinde ce se va întâmpla. Că una e să ai probleme medicale grave și să ți se facă... Să obții organe făcute cu imprimantele 3D. Și astea să salveze, să salveze viața. Da, se va ajunge aici. Unde, mă, ce drag? Se va ajunge. Sunt în... Gata, au început deja produse pe zona medicală, pe zona imprimantelor 3D. Da, le fac țesuturi. Țesuturile, da. Și da. Pe zona oaselor și așa mai departe. O să ajungă și la organe. Și alta e să creezi cyborgi. Și un cyborg ăsta să ajungă să câștige, să conducă lumea sau să fie... E cu totul altceva. Aici e de fapt miza, aici e pariul. Sunt convins că la nivelul industriilor militare sunt tot felul de experimente inimaginabile. Dar Jim Caviezel, pe undeva, vede ceea ce vede toată lumea, că există un război pe față între globalism și o altă, să zice, perspectivă asupra lumii, partea mai conservatoare, zona celor care dar e vorba și de logică, vrem să trăim un pic altfel, nu pe ideologii. Eu am senzația că globalismul s-a cam încheiat. Începe să se încheie. Și ar fi cazul că... Și Uniunea Europeană, la ora actuală, a lăsat deoparte China. S-a cam încheiat. S-a cam încheiat. Neomarxismul încă nu și-a spus ultimul cuvânt. Este o luptă care se desfășoară. A, că e vorba de partea satanistă și astea nu intră în... Dar ce numești tu neomarxism? Adică ca desen, dacă... Îți dau un exemplu. Greta Thunberg. Lasă-mă, mă, cu aia săraca s-a născut vie. Păi uite ce înseamnă globalism. Una dintre exponentele de bază ale neomarxismului, cumva, ale mișcărilor de stânga radicală. Un copil de care și-au bătut joc. Păi și atunci? Care în 2018 a făcut o profeție teribilă că umanitatea are 5 ani din cauza încălzirilor globale și gata. În 2023 se alege... Asta e vrăjeala ei că e... Da? Dar nu, a fost una pe care a publicat-o și pe care a susținut-o intens și foarte, foarte agresiv. În acest moment toată lumea își bate joc de ea pe net, pe televiziuni și a scos postarea după 5 ani în care a ținut-o că uite, nu se termină cu lumea.
E genul de... Asta înseamnă globalism. Aceste ideologii care au impregnat și au spălat pe creier o generație sau, sau părți, segmente dintr-o generație și care își doresc să spele pe creier aceste dar noi generații. Dar trebuie măcar 1% să fie plauzibil. Se mai face latina în școală acum? Nu. Sunt, practic, aceste, toate aceste grupuri politice care susțin... Și spuneam lui Mădălin că am făcut cu doamna Capoianu, soția dirijorului Capoianu, care a făcut un lucru senzațional pentru noi care eram la Sava. Ne-a luat abonament la radio, la concertele de acolo, în fiecare joi. Bine, astăzi doar la nivel individual se mai întâmplă lucruri. Dar nu ziceam că radicalismul ăsta de stânga care generează ideologii... Și acolo l-am văzut pe tatăl lui. Acolo l-am văzut pe tatăl lui. Senzațional. Știm cu toți. Am vorbit despre asta. Dar Greta Thunberg este promovată, susținută și împinsă de undeva. Cum să faci din un personaj ca ea, săracă, care este, mă rog, o greșeală, cum să faci o chestie care să fie reper? Explică-mi și mie. Ei, nu, asta este că se duc în zona minoritară, în zona de vulnerabilități, tocmai pentru a impresiona și pentru a spăla pe creiere alte segmente de populație. Mă? Există o luptă teribilă. Nu știu dacă asta, carnea de laborator, face parte tot din zona mijloacelor pe care globalismul le folosește pentru a educa populația. Eu ți-am spus în pauză. Îmi cumpăr găini. Dar, de exemplu, și Statele Unite au intrat serios pe piața acestor produse. Carnea de laborator va deveni o alternativă, cred unii, la încălzirea, la toată povestea asta cu industria procesatoare de carne naturală. Deși, conform unui studiu pe care l-am prezentat acum vreo 2 săptămâni, elementele folosite pentru obținerea cărnii de laborator sunt mult mai toxice și vor polua mai mult decât industria procesatoare de carne. Deci sunt niște mizerii pe care le aruncă în fața populației din cauza unor interese financiare uriașe. Care sunt interesele? Încălzirea globală nu e dovedită. A mai apărut un studiu pe care l-am prezentat săptămâna trecută. Deci Antarctica crește. Am înțeles, am înțeles că irlandezii au sacrificat sute de vaci. Da, de la părțul. Nu, dar nu e dovedită. Da. Încălzirea globală nu este dovedită. Este o marotă a globalismului. De-aia, probabil că Wiesel, actorul ăsta, vede ce se întâmplă. Sigur că Crățioare, s-a hai să spun religioasă. Ceva. Și cred că sunteți de acord. Da. Dom'le, ce se întâmplă acum în ultima perioadă, să zic, de 50 de ani, da? S-a mai întâmplat încă de 50 de ori cu Sanchi, încălzire globală, transformarea, topirea ghețarilor. Asta au mai fost, nu e prima dată. Și nu e consemnată ca fiind un cataclism. Da, acum ți se interzic lucrurile. Până în 2050 trebuie să dispară mașinile, se reduc mașinile personale de vreo 4 ori. Ți se schimbă, nu mai voi să te încălzești cu lemne, nu mai voi să mănânci porc, o să ajungi să se reduce consumul de carne cu 70%. Sunt parametrii pe care și-au impus organismele europene. Sigur o să mănânce porc. Deci România ar trebui să-și reducă cu 70% consumul de carne până în 2030 sau ceva de genul ăsta, dacă se va adopta chestia asta la nivelul UE. Cred că deja sunt, e foarte posibil să se și UE crezi că este, ține cu România sau cum? Păi nu, dar și spaniolii trebuie să facă asta, care sunt cei mai mari consumatori de carne. Și polonezii și austriecii care consumă iar foarte multă carne. Mă rog, nu să cred ajungem... că polonezii vor face. Nici spaniolii, cred. Nici spaniolii. Nu cred. Dar sunt aceste lucruri care îți resetează viața. Deja, e un război. Are deja obiecții cu privire la mașini. Are deja obiecții. Bineînțeles. Și mi se pare normal. Elon Musk și Zuckerberg se vor bate în cușcă. Bravo lor. În Las Vegas e locația. Nu Vegas pleacă cu submarinul? I-a propus Elon... N-ar fi rău. Elon Musk și cu nenea Zuckerberg se ceartă. Elon Musk a postat recent pe Twitter că e pregătit pentru luptă în cușcă cu Mark Zuckerberg. Ăsta i-a răspuns, trimitem locația. Purtătorul de cuvânt al Meta, al Facebook-ului, a confirmat autenticitatea postării. Replica lui Musk a fost Vegas Octagon. Deci la Vegas aici ar putea avea loc bătaia în cușcă între Elon Musk și Mark Zuckerberg. Cum crezi că se va încheia? Hai mă, ce dracu mă vine. Această confruntare pe care o așteaptă tatăl. Zuckerberg a făcut, are diplome la jiu-jitsu. Serios? Da. Ia uite ce știe domnul general. Ce lomas n-arată ropare? N-are, ăsta numai cu copii. Spunea că numai când își aruncă copiii în sus și îi prinde. Ăsta e singurul antrenament pe care îl face. Care îl face, nu? Dar e mai masiv. Bine că îi prinde. Deci are șanse să-l bată Zuckerberg pe Musk? În mod sigur.
Mamă, ăsta va fi meciul securi. Câștigă, dai să ce pariuri aici, ce sume, ce nenorocire. Nu știu, bă, dar nu. Vezi, uite, vezi ce ne preocupă. Pe de o parte ne văităm. Păi n-ai cum să nu te preocupești chestia asta. Da, mă, dar de ce? Te amuzi un pic. Adică suntem extremiști, în sensul că fugim de la extremă la alta, în sensul ăsta. Ne văităm că o să moară pământul și populația lumii, pe de altă parte... Păi să trecem în registru greu? Hai să vezi, să vezi cum se bat ăștia în politica americană. Fiți foarte atenți acum, doamnelor și domnilor. Senator american, republican, în fața lui un șef FBI. Vreți să vedeți cam ce se întâmplă acolo și cum se face politică în Statele Unite, totuși, încă. De-aia nu putem să spunem că America nu mai e un reper pentru democrație, chiar dacă începem, chiar să, de ce luăm noi America, începem să ne înduim. Exemplu tot timpul. Dar iată că se întâmplă și astfel de secvențe. Fiți atenți acum, senator republican Ted Cruz, față în față cu un șef FBI. Dați drumul. Not going to comment on any investigative matters, Senator. See, that's the problem. The FBI, and I've had this conversation with Chris Wray, too. This is why you are damaging the institution. The American people have a right to know whether there is serious, credible evidence that the President of the United States took a $5 million bribe. And by the way, if it's false, Chairman Durbin just rolled his eyes. If Chairman Durbin were interested in the rule of law, we would have a hearing on these allegations. But of course, the Democrats don't want a hearing on these allegations. And to be clear, if the allegations are false, you know who could disprove them? Joe Biden. He could call for this to be released publicly. But the FBI is stonewalling. Would you agree? Two things, Senator. No one's stonewalling. The 1023 you just said you refused was provided to answer the question. In response to a subpoena. Okay, then why'd you refuse to answer my question? The pertinent information is there, and I reject your assertion that the FBI is politicized. Why did you refuse to answer my question? I just answered your question. Okay, so yes, you have a 1023. Do you have the 17 recordings, yes or no? I'm not going to get further into that. So you're stonewalling. You can't say I'm not refusing to answer your question, but I won't answer your question. I'm going to answer within the parameters that we operate in. That's the problem. The FBI has right now an unlimited hubris that you believe you are unaccountable. You don't believe you're accountable to the United States Congress, and you don't believe you're accountable to the American people. And you are doing damage. The FBI is a great institution. When I go home to Texas, people ask me, should we abolish the FBI? Now, I tell them no, because you have heroes and patriots working for you that are catching child predators, that are catching terrorists. But you're sitting there happily erecting a wall to protect Joe Biden. Will you provide to this committee, not the House, the Senate Judiciary Committee, will you provide the FD 1023 and will you provide the 17 recordings so we can assess what is the evidence, the specific credible evidence that Joe Biden personally took a $5 million bribe from a foreign national? Senator, we will work with this committee, you and other members, to provide the information within the parameters of the process. Will you provide the FD 1023, yes or no? I will take that back and we will work with our team. So you're not answering that. Will you provide the 17 recordings? We will take that back and we'll work with you. So you're not answering. Da. Nu prea. Aș vrea nu prea. Să văd în Parlamentul României asta. Așa ceva. Ai putea să vezi în Parlamentul României așa ceva, să-ți vină șeful SRI și să-l ia cineva așa sau pe. Hai mă că șef, asta face. Șeful Dicot sau cum o cheamă, Simion. A, George Simion. Sau șifonierul. Bun, stai. Cruz nu e chiar George Simion. Bine, nu, Simion reprezintă un partid care, sigur, are o anumită învergură. Proporțion garde. Simion face în stilul și în puterea românească, iar el face, băiatul ăsta, face ceea ce înseamnă gândirea și, cum da, să zic? Senatului American. Senatului American. Bine, omul ăsta, Cruz, chiar e independent. Adică independent în sensul contează-mă, de... își senat. Permite să aibă poziții de-astea destul de puternice, chiar dacă e republican. Dar o șoșoacă, nu vedem nimic chestia asta. Probabil că progresiștii ar spune că asta e un fel de șoșoacă a Statelor Unite. Șoșoc. Șoșoc al Statelor Unite. Genul de politică, mă rog, care se mai face încă în Statele Unite ale Americii. Interesant legat de mita asta lui, mituirea lui Joe Biden pe vremea când era vicepreședinte de către ucraineni de la Burisma. Sunt acum speculații că Biden ar fi șantajat de ucrainieni și de-aia trimite atât de multe chestii pe acolo.
Nu, nu e, nu are nicio legătură. Din cauza chestiunea, lui Hunter? Chestiunea este foarte... Că la nu, chestiunea e foarte clară și am mai spus-o și o spun din nou. Dacă Ucraina pierde războiul, pregătiți-vă de război. Da, Doamne ferește, nu, aici e clar. E indiscutabil, mai ales că a adus rachete nucleare în Belarus. Mai ales, e prima modificare de la acordul Reagan-Gorbaciov din 1987. Da, acum nu o să ne închipuim că rușii sunt prietenii noștri. N-o să fie niciodată. Nu putem, tocmai de-aia trebuia să avem, să jucăm mult mai bine, mult mai amplu pe plan, păi nu plan jucăm, diplomatic. Bă, da. Am să avem mai, să nu mergem doar pe... Cine să joace? Trebuia să fim bine și cu China, nu doar cu Statele Unite. Trebuia să avem mai mulți parteneri și mai păi, mulți prieteni. China i-am recunoscut, am fost a treia națiune care i-am recunoscut. În relația cu... Dar nici Ucraina nu e prietena noastră acum. A, stai liniștit că nici vorbă. Noi românii avem o poziție destul de ingrată, geopolitică, geografică. Nu suntem bine, nu vom fi bine nici cu Ucraina victorioasă, nici cu, după părerea mea. Destul mai complicat. Dar nici cu ruși, niciodată. N-ai cum să fii... Deci nu ne-ai ajuns cu ruși? Da. Da. Cel mai nenorocit sistem politic a fost experimentat în România, o filieră rusească. Am vorbit despre... Cât caută telegrama aia ei? Noroc, unul de la arhive, telegrama pe care a trimis-o Nicolae către regele nostru să-i ajute la Grivița. Și cât au vrut, după ce au intrat în România, au vrut să o ia. Și a ascuns-o unul de la arhive. Și a rămas ca să șteargă istoria, pur și simplu. Să nu se știe că ne-au cerut ajutor. Nu, să nu știe că au cerut ei ajutor. După aia, exact, după aia, oricum, nu prea au vrut să recunoască independența și să recunoască ceea ce au promis. A fost destul de complicat. Dar am avut o generație excepțională. Aia chiar a fost o generație excepțională de politicieni români. Excepțional, din toate punctele de vedere. Oameni care au știut să facă ce trebuie pentru țară. S-au înscris, vorba domnului general, în loji masonice, dacă a fost nevoie. Au devenit masoni de rang înalt. Au făcut ziare în afară. Lobby-uri. Au făcut ziare în Belgia bani și în Franța. În afară, unor surse politice. Da, mă, dar sânge în instalație aveau? Aveau. Aveau da. Unde vezi tu în ziua de astăzi politicieni care să-și ia din conturile lor și să bage bani în interesul lor? Păi aia vindeau terenurile ca să meargă în niște delegații în afara țării, unii dintre ei. Hai să fim serioși. Dar impozite știu să le mărească pe spinarea celor care le plătesc. Dar să le ia din conturile lor, nu. Bun, pe final, doamnelor și domnilor, Donald Trump dezlănțuit. Este, mi se pare, cel mai dur discurs pe care l-a ținut vreodată. Nu știu dacă îl dăm chiar tot. Dar cum vedeți toată această acțiune împotriva lui în acest moment? Nu, e normal. Deci, e războiul, politică? Continuă războiul de la alegerile precedente din 2020. E clar că acest război nu s-a încheiat și nu se va încheia între Donald Trump și Biden. Nu se va încheia războiul ăsta. Este clar. Între republicani și democrați. Da. Nu, bine, între republicani și democrați mai există înțelegeri. Dar între cei doi nu va exista niciodată liniște. Și e clar că este... Și cine va pierde? Păi, o predicție. E greu de spus cine pierde. Pentru că suntem abia la început. Deci suntem la începutul continuării războiului. Dar candidează Biden, sigur pierde Republica. Nu candidează Biden. Democrat. Va candida Kennedy, pentru că America are nevoie de eroi. Iar nepotul sigur, lui este cel care îl reprezintă pe John Fitzgerald Kennedy. Care este așa un democrat cu alură de republican. Exact. Un discurs de republican. Nevaccinat. Antivaxer. Da, antivaxer. Și mai naționalist. Hai să-l urmărim pe Donald Trump. Mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți până la final. Le mulțumim celor doi invitați excepționali din această seară. Donald Trump, ținând un discurs foarte dur, după toate aceste întâlniri cu oamenii legii, mulțumesc că o informăm pentru ținută. Vă invit să rămâneți cu Metropola TV de altfel și pe parcursul weekendului. Noi ne revedem săptămâna viitoare, luni, de la ora 21. Toate cele bune, mulțumesc încă o dată. Fiți atenți acum.
Well, thank you very much. Thank you. It's a great honor to have you here. And today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. Right in the middle of a presidential election in which he's losing very badly. This is called election interference and yet another attempt to rig and steal a presidential election. More importantly, it's a political persecution like something straight out of a fascist or a communist nation. This day will go down in infamy, and Joe Biden will forever be remembered as not only the most corrupt president in the history of our country, but perhaps even more importantly, the president who, together with a band of his closest thugs, misfits, and Marxists, tried to destroy American democracy. But they will fail, and we will win bigger and better than ever before. Charging a former president of the United States under the Espionage Act of 1917 wasn't meant for this. An act for a crime so heinous that only the death penalty would do, and threatening me with 400 years in prison for possessing my own presidential papers, which just about every other president has done, is one of the most outrageous and vicious legal theories ever put forward in an American court of law. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.